Hei, salutare, jupânilor, bine ați venit la un nou episod de și despre FIFA 19, un nou clip din seria cu SBC-uri. Astăzi îl facem pe de Andrei Edlin, dar înainte să începem, nu uitați să apăsați repede butonul like, să lăsați un coment, să vă abonați la canal, să distribuiți episodul și să bifați clopoțelul. Cum spuneam, Carnival Edlin, right back de Premier League, 3 weak foot, 3 skill moves, high medium, nu e foarte grozav. Pace-ul însă este demențial, defending foarte bun, physical, dribbling bune, passing, să zicem, decent, shooting-ul nu ne interesează. Crossing cât are? 78, decent, frate, reacții bune, calmitate bune, agilitate foarte bună, jumping, nu mai zic, deși e un jucător de statură mică, sare bine la cap. Hai să-l facem, nu? Ce pachete avem? Premium Gold Player Spec și Mega pe pachet de 25, pachet de 35 USMNT. Unde trebuie să băgăm minimul jucător din Statele Unite. Minimum inform. Overall 84, chemistry 70. Am optat pentru echipa asta. Informul l-am avut, bineînțeles, untradeable. Pe restul i-am cumpărat. Investiție undeva la 150.000, fiindcă am cei doi informi, se cere unul și la celălalt squad. Dar am zis să-l fac, frate, fiindcă nu e o mare pagubă 150.000, mai ales că avem buget. Premium Gold Player Spec, nu? Hai să-l deschidem. Nu mă aștept la nimic din pachete, sincer să fiu. Dar niciodată nu se știe. Franța, center back, ne-l dă pe Lenglet. De la Barcelona. Altceva. Zahavia, nu prea am spațiu pe market. Zobnin. Turan. Cartabia. Cario. Davis, poate. Hai să-l ținem că e de Premier League. Bun. Și celălalt segment 85 rated squad, unde se cere un team of the week, cum ziceam, overall 85, chemistry 80 și 11 jucători fără poziții blocate, bineînțeles. Rare ori avem poziții blocate la astfel de SBC-uri. Ok, îl băgăm și pe Hamsik, Jonas și Mandzukic, dar cred că trebuie invers. Da. Dăm submit, luăm și Mega Peco. Dar înainte intrăm prin plan de Andrei Edlin, Carnival. Ei, o să-i vedem workout-ul. USA. Acum trebuie să vină. Ei, o. Right back, nimeni altul decât jucătorul lui Newcastle United, Edlin. Ei, eu. Pam, pam, pam. Nu ne mai uităm la el că ne-am uitat. Hai să deschidem și Mega Pack-ul. Mai avem aici Company Aguero, dar nu ne interesează. Deci Mega Pack-ul. Și cam asta va fi episodul. Un episod relativ scurt. Dar am zis să-l filmez, n-avem nici port, aia e, nu e un capăt de țară, center, abar n-am cine e, Barty, Macedonia sau ce steag e ăsta, iară-s foarte curios, 1000 coins, Barty, da, Macedonia, ce mai avem noi pe aici? Hai să-i salvăm pe ăștia, că avem spațiu pe market. Da, fraților, cam ăsta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Eu am fost Surdaciu, voi ați fost și rămâneți pe viață cei mai tari. Și până data viitoare, dăm cu pace, stimă, iubire, credință și a big boy, a big smoke, respect pe viață!